tare. Simona? Eu am încercat să-mi dau. Da. Din păcate, acolo nimeni mi-a sărit un trandafir în față și l-am nimicit. Nu, n-am ce face, că Peterzul l-am văzut. Și-o construit. S-o construită și plină de ouă. E ouă atâta. Dacă Andrei a făcut o zi din viața ei, fac și eu o zi din viața mea. Hai, adormite, hai. La mine se întâmplă cam o dată pe an și vă dați seama că e ceva special. Astăzi e sâmbătă, am rezolvat cu animalele, am urs caprele, am scos bivolița la păscut, am dat la porci și am făcut treabă multă, acum merg și la distracție. Cred că merităm atâta. Sunt cu prietenul meu Beni, care a adus albinele la noi. Dacă n-ați văzut video pe canal, căutați-l. Mi-am adus albine, la lui, sa mele, să vedem cu câine îmi înțelege, poate mi-a dat doi stupi, dar băiatul și-a luat sculele cu el, are acolo niște rachete de tenis și merge să jucăm un pic de tenis de câmp. Vom juca pe zgură ca profesioniștii. Nu știu cât de profesionist o să fiu, că n-am apucat să mănânc. Beni s-a prezentat la mine mai devreme decât m-am așteptat. Mi-a luat o sticlă de apă cu mine, apă de izvor, de fântână, bineînțeles. Și încă zrăgușit, cum am zis, n-am putut mânca, așa că să văd ce performanță îi face, dar o să ne jucăm un pic și dacă nu știți cum joacă țăranul tenis, uitați-vă la video ăsta și veți vedea până la urmă. Hai bă, ce tare! Simona! Eu am încercat să-mi dau. Da. Nu mă! Am stat 2 ore la tenis, am băut 1,5 litri de apă, încă de mâncare nimic, nu mi-a fost rău, n-am picat jos, bine, am jucat bine, așa-i? Foarte bine. Tu știi că noi avem teren de tenis în sat. Numai că e pe gazon. Din ăsta sintetic. Pe iarbă, pe ăla e bun. E bun? E mai rapid un pic decât zgura. Nu. Păi hai să mergem într-o zi acolo. Nu trebuie programare. Mi se pare că fileul lipsește și trebuie să punem noi o frânghie. Fileu și linii. Nu, că sunt linii, sunt de tete. Bun. Hai să-l vedem astăzi. Hai să mergem, eu prim pe acolo. Cred că am slăbit vreo 30 de kg la partida asta de tenis de 2 ore. Și tot mai ai încă vreo 20 de slăbit. Și nu chiar, mă, hai mă să fim. Mai am 1,2 kg de dat, dacă am dat 20. No, rămâneți în continuare cu noi ca să vedeți ce facem în continuare aceste zile, că nu numai ne distrăm. Noi am început cu animalele, Beni cu ale lui. O mai... Ai umblat pe la albinele tale astăzi? Nu, m-am uitat un pic dimineața. La cei doi stupi a tăi, care mai ai acasă? Și merem iar la lucru. Beni tocmai a descoperit că la noi în sat avem teren de tenis. Merg după mingi, o merg după rachete, facem o probă de jos, rup de oboseală, mă dor tăche cioanchele mine, că nu mai am 35 de ani, am 36. Dar îmi întinde un pic fileul și facem o probă, să vedem cum funcționează terenul ăsta sintetic. Ia-mi un col aici, jucăm, nu merem noi în alte sate. Să vedem când i-or taxa ăștia, că trebuie să facem programare. Așa scrie pe poartă. Da, nu. Vedem. Ioi. Ia uite ce teren avem. Bun, mă. Mai bine parcă. Vezi să nu spargi tavanul. Bă, îmi place, parcă nu e așa agresiv jocul, știi? Ia! Oh, ia! E bine, mă, hai că e bine! Merem, că am jucat destul pe 2 săptămâni.
Noi, uitați ce frumos, am pus 13 rânduri. Sunt 12 rânduri din capăt până în capăt și unul vine până la jumate. Acolo pe capăt mai avem de completat unde e un tors, vreo 2 metri la 4 rânduri, la 5, 6. Dar tare mult ne bucurăm că am reușit să plantăm cartofii. Cu utilaj, ca să nu avem atâta de lucru. Purcelașii dorm. Luna se plimbă. Și acum merem la Beni, că Beni lucră la stupi. Hai să vedem. Cum e magazin astăzi? Beni, cum zici tu? Tu ești șeful. Parcă ești destul de liniștit astăzi, așa-i? Da, au de lucru. Sunt obosit, e atâția lucru. Ce planuri ai? Că nu știu cât spațiu am eu în telefon acum. Acum organizez un pic cuibul, că am văzut că au o ramă cu miere între ramele cu puiet. Mă uit un pic să văd dacă nu au transport și n-ar trebui încă. Și ne mai pun rame. Încă mai este cules. Este treaba. Am văzut că da, uite, cât am umblat tu te după pom fructifer, te-ai uitat. Plin de puiet și păstură. Dar păstura asta o să o consume lopet. Acum să văd ce-au făcut cu rama care le-am pus-o, când le-am pus? Nu mi-a fost aici, marți. Deci asta e sâmbătă, marți. Familia asta mea și-o construit. Și plină de ouă. E ouă atâta. Deci aici o să fie o... E plină cu ouă. Bine, au și o coroniță. Super rama. Deci ai făcut bine ce ai făcut. Nu ți-e rușine de ce ai făcut. Dar ce-au făcut ele? Ce-au? Nu le-am dat de lucru. Da, poți să vii. Stai să-ți dau și ție masca. Beni, video-ul ăsta nu o să fie despre cum ai lucrat în stupină, ci mai degrabă ce am făcut noi astăzi. Că vă, și tu ai contribuit. Numai la capre și la mulți n-ai contribuit. Dar ne-au ajutat Beni la cartofi. Uite, a venit și Sofia. Hai să-ți arăt. Apropie-te. Poți să-ți apropii, că dacă nu le deranjezi, nu se întâmplă nimic. De ce? Ce e acolo? Du-te dincolo, să poate veni Beni. Acolo e stupina, se pun rame. Știi? Am văzut atâtea bine. Vezi? Trebuie să lucreze foarte calm și foarte cu grijă să nu le zdrobească. O zis Beni data trecută că pe una dacă o zdrobește, celelalte simt mirosul și vin și ele, știi? Și atacă. El tot mai pune câte o ramă și albinele găsesc ramă. Oh, și aici avem loc de pus miere. Să vezi cât e grea rama asta. Să văd eu. Să bagi mâna acolo. Da, cum nu? Ia hai mai în spate, Sofia. Ia ține tu. Să văd dacă urlu tare stau. Ține bine. Ține. Să nu scap. Cum e? Da, să văd. Câte kilograme are? 8, 10? Nu, nu, nu. N-are atât. Dar e grea totuși. Cu tăculem, cu... Da. O construit-o bine, e? Da, e oată toată. Dar că tot. Aia galbenă e toată miere? Nu. Asta e ceara galbenă. Ceara, foarte bine. Miere asta, pe porțiunea asta. Deci, vezi siropul ăsta. Hai, mască. Care strălucește așa, sclipește. Și acolo unde sunt goale celulele, de fapt nu sunt goale, că acolo e puiet. Souă și larva, sunt micuță. Acum tu chiar vrei să stringi miere, văd că. Eu le dau de lucru. Câte rame ai băgat în plus? Cât este să numărăm? 7, 8. 9 rame, că... Ah, umpleți-le, aveți spațiu. Beni, dar nu e prea cald. Am o ziua, poate că le-ar fi, dar noaptea cum facem? No, ia, uitați că m-a lovit și pe mine accidentul. M-a înțăpat albină. Am și gustat din fagure. Avem aici un pic de propolis. Mai învățăm câte ceva de la prietenul nostru, Beni. Nicu, din... Putem să spunem de unde ești? Maramureș.
din Maramureș, nu e venit din alt județ. Și m-am mușcat, apropo, ca să vă spun cât de tare m-a durut să mă plâng. M-am înțepat, eu rămas acu, Nicu Beni zice că trebuia să-l scot cu un alt ac. Cu ceva scuțin. Că rămăsese acu acolo și eu când am strâns de el să-l trag afară, s-a băgat veninul pe ele, da? Deocamdată nu s-a umflat, îmi vedea noi. Dacă mai postezi, următoarele zile înseamnă că totul e bine. Deci dacă mai vă răspund la mesaje și veți vedea postări pe viitor, să știți că am supraviețuit acestui incident. Are dreptate, Beni. Doamna asistentă, cum vă place stupul de albine așa înăuntru? Foarte cum se simpatic. Vede? Așa e și mie îmi place. Nu m-a atacat pe mine, mai des. Te iubesc pe tine, așa-i? Nu le-ai deranjat. Ele s-au apărat. Eu am fost cam aproape, drept. Dar... Ia uite. Uite ce-a făcut aici. Asta e vina mea, că nu le-am dat de lucru. Mi-e bai, că două ramele până la astea. Nu, că nu mă pică în stup și se ascunde ele. No, hai aici să povestim un pic. Unde? Aici, în curte, ia, că i-am auzit pe copiii ăștia cum se certau și am zis nicio problemă, că numai bine am ce le dat de lucru. Viață, copiii tu. Bună! Bună! Uite, și mi-am dat seama că se plictisesc acolo pe trambulină sărind și atunci atâți trebuie să vie pe rând iașenii, că le dau eu de lucru la tăți. Stai așa un pic, Victor. Îți arăt ce să faci cu ea. Stai așa, două bucăți, trei bucăți, uite așa. Da, stai că dau și niște iarbă din partea casei. Mulțumesc. Stai trei bucăți, s-am arătat cât. Și, din păcate, acolo nimeni mi-a sărit un trandafir în față și l-am nimicit. Nu, n-am ce face, că peterzul l-am văzut. Uite-te la mine, hai mai încoace. E bună? Aia e bună, uite-te aici. Vezi viuța asta care e lipită de pământ? De acum începe să mugurească. Dă-mi aia mai lunguță. O legăm iașenii. Să nu mai stai către pământ. Și să-i vedem mugurii. Lăstarii. A, păi tu numai mi le numeri și să le leg eu? Victor. Dacă mă pricep mai bine la mate. A, tu știi să le numeri, așa e? No, clasa întâia. 3. Bun. Ai văzut cât am costat, dragă? Și am putut să mă duc la capre. Dar cum să te duci la capre? Nu e 7 nici. 7 jumate mă duc. Păi, mai până la 7 jumate mai e mult și bine. Cât ai stat cu ele? O oră jumate. Bun. Până au venit ele singure acasă. Super. Nu putem merge să ne jucăm. Da, puteți, dar când nu vă mai plictisiți? Un pic păi bineînțeles că ne plictisim acum. Acum vă plictisiți? Da. Dar dă-i mai repede, că pe strece plictisat. Dă-i mai repede, că să vezi tu ce repede strece. Nici jucatul pe mult nu-i bun, Sofia, că te strică de da, cap. Da, sigur, te strică de cap și vă certați, nu vă înțelegeți tot cu persoană. Greblează un pic și apoi te poți duce când îți spun eu, bine? Nu-ți dau de lucru tătăzua. Da, nu-mi dai de lucru tătăzua. Oameni buni, e ora 8 seara. Măriuca mă strigă de la pășune. Caprele mă așteaptă să le mulg și încă nu mi-am gătat treburile. Trebuie să o legăm pe Mara, că s-o plimbat un pic. Grasă, du-te-n cușcă! Du-te-n cușcă! Du-te acolo la tine! Nu mai pun mâna, că m-am spălat de mult, Samu. Du-te! Du-te cu Victor să te lege, așa. Le-am dus o găleată de lături la porci, zări,
Mere. Hai că vă cheamă băiatul ăsta, trâgă după voi, de la loc. Bine, Sofia. Astăzi a fost printre cele mai ocupate zile din primăvara asta. Ocazie cu care am zis, dacă Andrei a făcut o zi din viața ei, fac și eu o zi din viața mea. Și încă mai este de făcut multe, așa că rămâneți până la final la acest video. Uite tu ce binecuvântare ne-a dat Dumnezeu anul ăsta de la căpuițe. Fiind drept că și umblăm cu ele de două ori pe zi, ne-au mai crescut copiii și măr cu ele la păscut. Dar e un an foarte bun pentru cape. Să-ți facă mult dop pe Doina. Sigur, ia, ia-i dopul și mult. Poftim. Numai bine că eu dau la port lăturile astea. Acum până mulge Sofia, eu mă duc după Măriuca și uite așa, scap un pic mai repede astăzi. Nu prinde câtăria, e mulsă deja. Stai cu minte! Și pe cine mai e de făcut? Fifi. Fifi. Tati, dar vreau eu să fac pe Fifi. Unde te duci? Aici. Unde acolo? Aici. Nu ți-e frică că o să cazi de acolo? Zice? Păi, dacă se rostogolesc ăsta? Dacă alunecă? Nu alunecă. Mi-a dat în cap! Nu râde! Trebuie să spui iartă-mă, mami, nu am vrut! Hai, adormite, hai. Oameni buni, ăsta a fost video de astăzi. Dacă te le-am pus și la capre un balot, e fân. Dacă vor să mânce ceva păstărate, vă mulțumim pentru vizionare. Foarte important, dacă vreți să ne ajutați, să ne dați un like, o distribuire. Așteptăm părerile voastre în comentarii. Le mulțumim tuturor membrilor canalului Olășana Țară care susțin munca noastră. Salutăm pe toți abonații. Vă mulțumim pentru vizionare și ne vedem data viitoare.